Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33. Este un singur verset pe care îl vom citi în această seară, pentru partea a doua a lecției biblice numărul 11, ce înseamnă obiceiul acesta. După cuvântul de predică, care va începe în seara aceasta mai devreme decât de obicei, rămânem în prezența Domnului și continuăm închinarea noastră prin muzică. Frați și surori, citim cuvântul Domnului, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă ocupați locurile. Dragi frați și surori, închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu se manifestă în mai multe feluri. În principiu, ea este limitată la cântare. Am cântat în comun, conduși de grupul de închinare. Acestea nu sunt cântările lor, sunt cântările noastre, pentru că le cântăm împreună, le cântăm în comun. Am ascultat formațiile bisericii și am ascultat un frate și o soră care au cântat pentru slava Domnului, câte un solo. Și acum vrem să ne oprim asupra cuvântului Domnului. Și cu interes, ca unii care depindem în umblarea noastră cu Domnul de înțelegerea Scripturilor, vrem să stăm alături de Domnul și alături de cuvântul Său. Și în mod sistematic, așa cum credem noi că este bine, potrivit gândului pe care Dumnezeu ni l-a dat în organizarea predicilor și studiilor biblice din biserică, în așa fel încât poporul Domnului să capete învățătură și să ajungă la desăvârșire atât în cunoaștere, dar cât și în trăire. Am ajuns în această seară la lecția numărul 11, a doua parte, de fapt e 12, dar este aceeași întrebare. Ce înseamnă obiceiul acesta? Data trecută am citit din Exod, locul unde Domnul așează Paștele evreiesc și Domnul anticipează curiozitatea generațiilor următoare și le spune evreilor să știți că atunci când veți naște copii și veți avea nepoți și veți ajunge în țara în care eu vă duc, copiii și nepoții voștri nu vor ști originea acestei sărbători și vă vor întreba: tată, mamă, bunicule, ce înseamnă obiceiul acesta? Tu să știi ce să le răspunzi. Am plecat de la această întrebare, ce înseamnă obiceiul acesta? Și data trecută, atât cât ne-a permis timpul și cât am fost luminat de Duhul Domnului, am încercat să vorbim puțin despre importanța obiceiurilor în viața noastră. Și dacă vă mai aduceți aminte, primul lucru care l-am făcut a fost să explicăm conceptul, adică să explicăm acest cuvânt, obicei, care e mai mult decât un cuvânt. Apoi am vorbit despre criterii care formează obiceiuri în viața oamenilor. Apoi am vorbit despre relația obiceiurilor cu caracterul, cu pocăința și cu ipocrizia. Dacă bine vă aduceți aminte, spuneam că temperamentul este zestrea genetică cu care ne naștem, acesta nu se schimbă. Însă caracterul este suma obiceiurilor și acesta se schimbă. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Înțelegând lucrul acesta, nu ne mai putem permite să spunem: dar ce să fac, ăsta sunt eu. Pentru că eu, ăsta care sunt, mă pot schimba prin puterea lui Dumnezeu. Caracterul este ceva ce se schimbă în viața omului. Temperamentul nu se schimbă, pentru că temperamentul e viteza de reacție a sistemului nervos. Este zestrea genetică cu care se naște un om. În ceea ce privește viteza de reacție a sistemului nervos, poate fi coleric, poate fi mai calm un pic, sangvinic, poate fi și mai calm, melancolic, sau poate fi de-a dreptul calm, flegmatic. Asta nu se schimbă, omul cum se naște, așa moare, indiferent că se pocăiește sau nu, e botezat cu Duhul Sfânt sau nu, ajunge predicator sau nu, aceasta este o zestre genetică.
Dar caracterul, diferit de temperament, este format din toate obiceiurile pe care noi le avem. Obiceiuri să vorbim frumos sau urât. Obiceiuri să ne repezim când vorbim sau să ne gândim când vorbim. Obiceiuri să fumăm sau să nu fumăm. Obiceiuri să folosim cuvinte urâte sau să folosim cuvinte frumoase. Obiceiuri, tot felul de obiceiuri, dar obiceiuri care țin de etică, de morală, de comportament, acestea se schimbă în viață. Trebuie să acceptați că înainte să vă pocăiți, aveați alte obiceiuri. Poate cu 10 ani în urmă aveați alte obiceiuri. Am încheiat data trecută spunând că există legătură între obicei și ipocrizie prin faptul că atunci când ajungem în comunitatea spirituală cu care ne închinăm într-o biserică, așa cum este aici sanctuarul Bisericii Betania, devenim parte din familia unei biserici locale. Frații ne primesc ca membrii noi și așa cum un copil se naște într-o familie, începe să devină parte, ca membru în familia aceea. Și ne cunoaștem cu frații, ne cunoaștem cu surorile și în timp devenim și noi ca și ei. Ei, dar oamenii se uită la noi și se așteaptă să nu furăm, să nu fumăm, să nu consumăm alcool, să nu înjurăm, să nu ne batem soția, să nu vorbim urât, să nu fim nervoși și agresivi așa cum sunt oamenii din lume. Dar nu întotdeauna noi putem să fim așa. Și acolo unde nu putem să fim, suntem tentați să părem că suntem. E, asta se numește ipocrizie. Să pari că ești cum nu ești. Pentru că oamenilor le este rușine să spună, eu încă mai trag câte o țigare. Le e rușine să spună asta, le e rușine să recunoască. Și atunci spun, nu, eu nu mai fumez de 20 de ani. Asta e ipocrizie. Oamenilor le e rușine să spună, păi știi ce, eu mai mă strâng cu 5-6 seara și mai așa, pe 102 de dolari, mai facem niște jocuri de noroc. Le e rușine să spună că știu că comunitatea nu îi agrează cu astfel de comportamente. Și atunci ei par că nu fac asta, dar ei fac asta. Și trec drept niște oameni care nu practică jocuri de noroc sau alcool sau țigări sau tot felul de obiceiuri. Eu dau niște exemple pur și simplu întâmplătoare. Ei, când omul face asta, dar trece drept că nu face și încearcă să influențeze în mod mincinos comunitatea din care face parte, asta se numește duplicitate, ipocrizie sau fățărnicie. Păcatul fundamental al fariseilor a fost fățărnicia. Ei se rugau, dar ei nu se rugau cu inima, ei se rugau de ochii lumii. Ei posteau, dar nu posteau pentru Dumnezeu, posteau pentru imagine spirituală. Și Domnul îi surprinde și le spune, mă, oameni buni, nu-i bine ce faceți? Că nu oamenii vă pun vouă notă, Dumnezeu vă pune notă. De ce spălați voi comportamentul exterior când pe dinăuntru voi sunteți ca niște morminte? Adică ați văzut pe un mormânt, e frumos, iarbă, gazon, flori, dar înăuntru e un trup mâncat de viermi. Imaginați-vă ce contrast între florile de deasupra și între viermii care mănâncă omul și putrezește în interior. Asta spune Domnul, pe tine nu te interesează interiorul, pe tine te interesează doar exteriorul? Ei, aici ne-am oprit data trecută. Aș vrea în continuare, pentru că subiectul acesta din punctul meu de vedere este de 1000 de ori important, deoarece El ne învață cum să ne organizăm viața, poate părea puțin filozofic, accept. Poate părea puțin psihologic, accept. Poate părea cum vreți dumneavoastră, dar noi suntem oameni care avem obiceiurile noastre și suntem conduși de obiceiuri. Obiceiurile pot fi bune, rele sau nici bune, nici rele. Obiceiuri care nu sunt morale sau imorale, sunt amorale. Deci acele amorale nu vorbim. Vorbim numai de obiceiuri bune și rele și de obiceiuri la modul general. Viața unui om e condusă de obiceiuri. Sunt oameni care vin la biserică de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani și au încă obiceiuri rele. Nu-i normal să ne concentrăm cu învățătura scripturilor asupra acestor aspecte? E bine ca frații noștri după 10 de ani de pocăință să mai aibă încă obiceiuri murdare și când vor vrea să intre în cer să aibă probleme pentru că și-au permis păcate permanente, nu accidentale? Nu-i normal să dăm învățătură scripturală, biblică, poporului Domnului și să știe să-și curățească viața de obiceiuri care înseamnă păcate permanente? Adică repetarea aceluiași păcat? Sigur că nu ne concentrăm la obiceiurile bune, acestea să dea Dumnezeu să se mulțească. Ne concentrăm la obiceiurile rele, încercând să le identificăm, să le eliminăm și să explicăm cum se poate schimba un obicei rău. Probabil și dumneavoastră, ca și mine,
primiți tot felul de întrebări, mai ales cei implicați în slujire, mai ales tinerii, pun foarte, foarte multe întrebări. Foarte multe întrebări. Prin telefon, prin internet. Frate, am obiceiul acela să mă uit la nu știu ce, sau am obiceiul acela să fac nu știu ce. Dragi tineri, voi știți despre ce vorbesc. Ce să fac, frate, că am postit, m-am rugat, nu pot să scap de obiceiul acela. Ei, noi suntem aici în casa Domnului ca să tratăm niște probleme reale. Nu trebuie să vorbim despre lucruri cu care nu ne confruntăm niciodată, iar problemele cu care de altfel ne confruntăm noi și copiii noștri le tot neglijăm. Suntem aici ca să ne confruntăm cu noi și să ne confruntăm cu pretenția absolută a lui Dumnezeu, care este sfințenia. Aceasta e podoaba casei lui Dumnezeu. În seara aceasta, frați și surori, în încercarea noastră de a desăvârși cunoștința, dar și umblarea noastră cu Dumnezeu, am ajuns la subpunctul numărul 6, adică puterea obiceiurilor. Vreau puțin să împărtășesc cu dumneavoastră despre câtă putere, câtă autoritate dominantă are un obicei în viața unui om după ce s-a fixat. Vă spuneam că aveam doar 8 ani când m-am împrietenit cu unul dintre bătăușii satului, în dorința mea ca să devin protejat de el. Numai că am plătit această protecție a acestui bodyguard prin faptul că a trebuit să încep să mă potrivesc cu el în anumite privințe, și el fuma. Și în felul ăsta am fumat și eu odată, că n-aveam încotro, trebuia să fiu ca el, că altfel el nu degeaba m-a apărat, că nu era cu mine niciun fel de rudă. N-avea niciun profit de la mine. Și atunci, faptul că tot eram ucenicul lui și umblam pe lângă el, am început să mă asemăn cu el. Și am fumat odată și am tușit. Și am mai fumat încă o dată și am tușit mai puțin. Și am fumat încă o dată și a început să devină plăcut. Și după 30 de ori de făcut același lucru într-o perioadă relativ scurtă, se instalează în mod automat obiceiul ăsta. Și la urmă nu mai poți trăi fără asta. De 30 de ori am fumat de la el, dar a 31-a oară mi-am cumpărat țigări. Și așa am ajuns fumător. Și a trebuit să vină Domnul în viața mea la vârsta de 21 de ani și să mă confrunt cu provocarea să renunț la țigări. Era un obicei puternic, mai ales după ce mâncam și mai ales înainte să mă culc seara. Obiceiul acesta era extraordinar de puternic, era dominant. Cei care ați fumat și v-ați pocăit după aceea, știți cât de greu e să renunțe un om la țigări. Ei bine, frați și surori, un obicei are putere asupra omului care îl practică. O persoană va ști dacă are sau nu un obicei din faptul că nu poate renunța la el. Poate te întrebi, eu am obiceiul acela? Dacă vrei să-ți răspunzi, fă următorul exercițiu. Poți să nu faci lucrul respectiv? Spune, eu un an de zile nu fac asta. Dacă poți să-l faci, înseamnă că n-ai obiceiul respectiv. Dacă nu poți să-l faci și peste 2-3 zile nu mai poți, îți tremură mâinile și îți bate inima și ai palpitații și trebuie neapărat să-l faci, ești nervos, ești agitat, te ceri cu soțul, te ceri cu soția. Asta înseamnă că obiceiul e acolo și își cere dreptul. În felul ăsta vei ști dacă ai obiceiul să fumezi. În felul acesta vei ști dacă ai obiceiul să țipi, să te enervezi. În felul acesta vei ști dacă ai obiceiul să fii... Puteți orice lucru negativ să-l puneți în spatele acestei întrebări și veți ști ce fel de obiceiuri aveți. Vă sugerez ceva, frați și surori. Să deschideți împreună cu mine la Galateni, capitolul 5. Poate că sunt persoane dintre dumneavoastră care vor face ceea ce sugerez în această seară. Vă rog frumos, în săptămâna în care intrați, găsiți un sfert de oră când să fiți singuri. Să aveți o Biblie, o foaie de hârtie și un pix. Deschideți Biblia la Galateni, capitolul 5, și la Romani, capitolul 1. Dar acum, pentru un exercițiu, mai întâi la Galateni, capitolul 5. Și scrieți sus evaluare personală și puneți data. Apoi, scrieți de sus în jos, unul sub altul, 1, 2, 3, 4, 5. Trebuie să scrieți vreo 30 de numere, de aceea aveți grijă să scrieți mai strâns și pe o parte și pe alta. Și la 1 puneți următorul lucru și acum citim Scriptura. Și faptele firii pământești sunt acestea și sunt cunoscute. 1.
prea curvia. 2, dedesubt, curvia. 3, necurăția. 4, desfrânarea. 5, închinarea la idoli. 6, vrăjitoria. 7, vrăjbile. 8, certurile. Zavistiile. 9, 10, mâniile. 11, neînțelegerile. 12, dezbinările. 13, certurile de partidă. Și după ce epuizați lista aceasta a faptelor firii, redeschide scripturile la Romani, la capitolul 1, versetul 29 și continuați lista cu ceea ce este scris aici. Apoi, închideți Biblia și vă luați 2-3 minute de rugăciune, stați înaintea Domnului și spuneți așa: Doamne, vreau să mă verific. Așa cum mă urc pe cântar să văd ce greutate am, așa cum mă duc la doctor să-mi ia sânge și să văd colesterolul sau să-mi ia tensiunea și nu mai știu ce, vreau să mă controlez spiritual în această seară înaintea ta. Și apoi, în dreptul la fiecare cuvânt care înseamnă un păcat, de la 1 la 30 sau nu știu la cât veți ajunge, trageți o linie verticală, puneți data și puneți un răspuns. Răspunsul poate fi da sau nu. Da înseamnă că ai probleme cu păcatul ăla. Nu înseamnă că nu ai probleme. Și foarte sincer, roagă-te și spune: Doamne, dă-mi sinceritatea și demnitatea necesară să fiu cinstit cu evaluarea mea. Și începi de la 1, pune da sau nu. 2, da sau nu. 3, da sau nu. 10, da sau nu. 15, da sau nu. Și du-te așa până la capăt. Unde este nu, adică n-ai probleme cu păcatul acesta, mărit să fie Domnul. Unde este da, încercuiește daul acela și dedesubt scrie organizarea lucrului pentru luna următoare. Și scrii 1, 2, 3, 4, 5 păcate care le-ai găsit ca fiind da, adică sunt obiceiuri. Vă dau un exemplu. Haideți să rămânem la un exemplu concret. Pismele sau bețiile sau îmbuibările sau certurile de partide sau dezbinările. Sau să ne mutăm la Roman, capitolul 1, și să vedem aici viclenie, lăcomie, răutate, ceartă, înșelăciune, pornire răutăcioasă, adică un om rău de felul lui, Domnul, e rău, 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 șoptitor, bârfitori. Ei, dacă găsești din toate astea una, două, trei obiceiuri pe care le ai, încercuiește-le cu un pix roșu și realizează că acestea sunt obiceiuri. Nu e vorba de un păcat accidental care l-ai făcut cu 10 ani în urmă și nu s-a mai întâmplat. E ceva care te caracterizează. Adică o dată de două ori pe zi sau o dată de două ori pe săptămână, asta faci. De obicei faci asta. Cum vorbești cu cineva la telefon, nu-ți scapă obiceiul acesta. Ori în introducere, ori în cuprins, ori în încheiere, pui și placa asta. E și cântarea asta pe care o bagi acolo. Și poate a fost o predică la biserică și ai zis: Doamne, eu mă pocăiesc de asta și în numele Domnului nu mai vorbesc pe nimeni de rău. Poate ți s-a întâmplat ceva personal sau în familie și ai zis: mă cercetează Domnul, trebuie să mă pocăiesc. Și a zis: Doamne, eu nu mai fac asta, eu păstrez gura închisă. Ei, pentru că este un obicei, are stăpânirea asupra ta, adică te domină. Și când vorbești cu cineva, mai ales dacă el deschide subiectul, Doamne, nu-ți poți opri limba, pentru că obiceiul e șeful tău. Obiceiul este șeful tău. Și acum obiceiul acesta pe care îl practici de un an, de doi, de zece, își cere dreptul. Și în timp ce vorbești, dacă mai ales dacă cineva te ațâță, adică deschide subiectul, nu te poți opri. Și stai, dar până la urmă explodezi. Și imediat revii la fostul obicei și începi. Ai auzit și tu ce a zis duminică seara? Ai auzit și tu ce a zis doi? Joi? L-ai văzut pe la cum era îmbrăcat? Te-ai uitat și la nevastă sa? Dar ai auzit și tu ce cântare e aia? Și nu-ți dai seama că ceea ce faci acum este un obicei care te desparte de Domnul. Nu-ți dai seama, pentru că faci asta de 10 ani și a devenit obișnuit. Când eu am început să iau pastile, medicamente, nu puteam să înghit, le făceam în 4. Ei, tot luând medicamente, acum pot să iau câte 5-6 odată, dacă vreți să mă credeți, și fără apă. Ei, obișnuința e lucru mare. E lucru mare. Ei, când te obișnuiești să faci un lucru, obiceiul nu știe că e rău sau bun. Mintea omului nu știe dacă obiceiul e moral sau imoral.
ci prin simplu fapt că ai obiceiul acesta, nu poți să stai fără să-l faci. Este șeful tău obiceiul, e a doua natură. E, dacă, fratele meu drag, nu lua ceea ce îți spun ofensator, pentru că eu te iubesc. Eu sunt așa de cicălitor în explicarea acestui lucru, pentru că vreau neapărat să mergem la rădăcina problemei și să înțelegem că a fi pocăit înseamnă să vezi ce obiceiuri rele ai, să le iei câte unul și să te dezveți, că învăți oare și dezvăți. Și să le scoți afară din viață, că un om care umblă cu Dumnezeu nu-și poate permite să hrănească în fiecare zi 2, 3, 5 bau-bau de ăștia în viața lui, adică obiceiuri care le face zilnic sau săptămânar sau lunar și sunt obiceiuri, sunt șefii lui. Un om al lui Dumnezeu nu-și poate permite să facă asta. Dacă dumneavoastră aveți puterea, vă iubiți sufletul, iubiți relația spirituală cu Domnul, faceți o astfel de listă. Este constructiv, frați și surori. Dacă o veți face personal, să știți că eu n-am nimic de câștigat. Eu însumi trebuie să am lista mea. Numai aveți grijă să nu cumva să dea cineva peste lista asta. Aveți mare grijă. Bine ar fi lista aceasta să o păstrați de-a lungul anilor și să aveți un record, să vedeți viața dumneavoastră cum a urcat sau poate chiar a coborât. Dar aveți grijă să fie undeva foarte, foarte, foarte bine ascunsă. Pentru că Dumnezeu te iubește, te iartă și el aruncă în marea uitării, dar dacă a găsit-o cineva, ai terminat. Ei, revenind, obiceiurile unui om, bune sau rele, sunt dominante, dar nu sunt doar dominante, sunt în mare măsură inconștiente. Frați și surori, obiceiurile, trebuie să acceptați, sunt în mare măsură inconștiente. Le faci din reflex, le faci din obicei. Nu-ți propui neapărat să le faci, dimpotrivă, te trezești peste tine cu o dorință care te domină, încerci să te oprești și nu poți. De ce nu poți? Pentru că obiceiul în fiecare zi întâmplându-se, el acum se și mire de ce nu mai vrei să-l faci. Uitați-vă la persoanele care beau multă cafea, 2, 3, 4 cafele pe zi, și doctorul îi spun: nu mai bea multă cafea că ești în problemă. Recunoașteți, ați văzut poate personal sau cunoașteți pe cineva care nu poate să renunțe la cafea? De ce? La mijloc este obiceiul. Ce e la obicei? Obiceiul este șeful tău. Ai făcut asta o vreme și acum nu te mai poți lăsa. Știi că e rău, dar nu te poți lăsa. Stai până la 12, ești agitat, ești nervos, pufă-i, și până la urmă, după 12, 2-3 cafele. Nu te poți opri. Sau alții au tot felul de alte obiceiuri dăunătoare. Omul știe că e obiceiul dăunător, dar nu are puterea să se lase. Frați și surori, viața noastră e compusă din obiceiuri. Oamenii nu sunt neapărat răi sau buni, ci sunt așa cum îi face obiceiurile lor. Dacă obiceiurile sunt rele, omul e rău. Dacă obiceiurile sunt bune, omul e bun. Obiceiurile se pot schimba, frați și surori. Un om care se pocăiește trebuie să schimbe obiceiurile. Și tot timpul le schimbăm, dar se instalează altele noi sau revin altele vechi. S-ar putea 10 ani să nu fi făcut un păcat, un păcat pe care l-ai făcut în tinerețe, și 10 ani te-ai oprit și nu l-ai mai făcut. Și obiceiul de a nu-l mai face s-a rupt și a intrat în obiceiul să nu-l mai faci. Și dintr-o dată, într-o situație, revii din nou la modul vechi de viață. Poate sunt țigările, poate alcoolul, poate sunt înjurăturile, poate cine știe ce alt păcat. Și dintr-o dată vezi că din nou a venit Duhul ăsta peste tine. Și spui: gata, odată l-am făcut, dar ascultă-mă, dacă îl faci odată, s-a rupt vraja, din nou începe. Stați pe bancă și chiar acum eu știu că vă gândiți la probleme personale, pentru că noi toți suntem oameni. Și zici: Doamne, am stat 10 ani și m-am păzit și uite că din nou am început. Și din nou începe chinul, și din nou începe frustrarea, și din nou începe postul și rugăciunea. Și este greu să ieși de acolo. Obiceiurile rele sunt niște duhuri, sunt niște automatisme, sunt niște adevărate nenorociri care vin peste oameni și foarte greu ies de acolo. Dacă aveți copii care sunt mari, între 15 și 30 de ani, să zicem,
și au obiceiuri rele, frații mei, nu-i tratați așa cu ușurință și spuneți, bă, păi dacă vrei să te lași, te lași. Dumneavoastră înși vă știți cât e de greu să te lași din obicei. Orică sunt țigări, orică e să te uiți la ceva anume, la computer sau televizor, orică e cine știe ce prostii să faci singur sau cu altcineva, mai mari sau mai mici, dar obiceiurile în general sunt foarte greu de abandonat. Obiceiurile rele sunt ușor să le ai, dar e foarte greu să renunți la ele. De aceea, eu am socotit că e bine să insistăm în două predici asupra acestui aspect. Dragii mei, noi putem să părem oameni cum se cade în sanctuar, dar numai noi știm ce facem când ajungem acasă, numai noi știm ce facem când ne întâlnim nu știu cu cine pe nu știu unde, numai noi știm ce obiceiuri avem, ce să citim, ce să vedem, cum să vorbim, cum ne petrecem timpul și așa mai departe. Dragii mei, asta este adevărata problema oamenilor care vin la biserică, exact ce vorbesc eu în această seară. Oameni care vin la biserică, dar au undeva în closet, în closetul vieții lor, adică într-un șifonier ascuns, închis și biserica nu știe, anumite obiceiuri dăunătoare. Și obiceiurile acestea le fac numai atunci când au loc de întors. Ascultă-mă, dacă ai obiceiuri de felul acesta, te vor distruge. Uită-te la mine. Că eu îți vorbesc cu dragoste, obiceiurile acestea te vor distruge într-o zi. Obiceiurile acestea te vor distruge într-o zi. Ei, revenind la puterea obiceiurilor, vreau să vă spun că obiceiurile sunt de o grămadă de feluri, bune sau rele. Vă dau câteva exemple din Scriptură. 1. Obiceiul de a avea sărbători. Meastră, știți câtă putere are obiceiul sărbătorilor în viața noastră? Uitați acum... Vine Crăciunul, duceți-vă la magazin. Dom'le, te calcă pe picioare. Propuneți să mergi din suburbie în oraș sau din oraș în suburbie, îți trebuie o oră. Făceai drumul ăsta în 20 de minute. Dom'le, nu toate mașinile din lume sunt pe stradă. Și tot omul de la 16 ani până la 96 pe stradă. Care cu punga pe cap, care cu ce nimerește la cumpărături. De ce? Există obiceiul Crăciunului. Obiceiul ăsta al Crăciunului are anumite comportamente pe care vrem, nu vrem, le facem. Spune Scriptura, când veți intra în țara pe care vă dă Domnul, după făgăduința Lui, să țineți acest obicei. Iată, la ce obicei se referea? La Paște. Exod 12. Sunt obiceiuri tradiționale. În Geneza 19:31. Sau sunt obiceiuri religioase, Marcu 7:4, să citesc. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat, adică și-au făcut duș, shower. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, niște obiceiuri tradiționale. Ăștia când se întorceau acasă, era vorba de farisei, își făceau duș, shower. Știți de ce? Ei credeau că mergând printre oameni prin piață, s-au atins de oameni și au luat păcatul la alții, că ei se credeau sfinți. Și cum ajungeau acasă? Dă-i cu apă. Păi dacă s-ar lua păcatele cu apă, ce simplu și ce bine ar fi. Am avea cu noi o sticlă, am turnat-o în cap, ne-am face așa și mergem mai departe. Și tot cu sticla la noi am sta. Ar fi simplu. Frați dragi, păcatele nu se spală cu apă și nici nu se iau prin atingere fizică. Păcatele sunt o vinovăție pe care ți-o asumi în urma împotrivirii față de Domnul, în cunoștință de cauză și în mod personal. Sunt obiceiuri culturale. Noi spunem, noi nu avem cultură. Măi, fraților, cum să nu avem cultură? Avem și noi o istorie în spate, o istorie românească. Avem și noi cultura noastră. Ei, să știți că și asta creează mari probleme. Spune Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 21. Oamenii ăștia vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu le știm, nici nu vrem să le primim și nici să le urmăm. Iată dar, cultură națională. Mergeți în Scoția, bărbații în fustă. Aproape că te bufnește râsul. Ce fel de bărbat ești tu, bă, frate, de umbli în fustă? Dar așa e la ei. Mănâncă câini, șerpi, tot felul de ciudățenii de-astea. Dar și ei râd de noi că mâncăm găini. Obiceiuri culturale. Sunt obiceiuri naționale. Sunt obiceiuri maritale, obiceiuri de căsătorie. Să vă citesc din Scriptură, Geneza 29 cu versetul 26. Laban a răspuns, aici în locul ăsta nu-i obiceiul să mărităm pe cea mai tânără înaintea la cea mai mare. Adică cea care e prima născută, aia se mărită. Nu se poate să se mărite a doua. Chiar dacă și-a găsit băiatul, să aștepte. Cât? Până se mărită prima. Păi dacă prima nu se mărită,
Așteaptă, nu mă interesează, așa e obiceiul. E un obicei. În multe țări se respectă acest obicei. În multe culturi se respectă. În multe familii se respectă. În altele nu. Obiceiuri și obiceiuri. Sunt obiceiuri familiale. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său, David, un împărat 3 cu 3. Iată, dar s-a uitat la tatăl lui și a încercat să îl imite. Sau sunt obiceiuri spirituale. Iov 1 cu 5. După ce treceau zilele de ospăți, Iov sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea câte o ardere de tot, spunând poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu. Așa avea Iov obicei să facă. Vedeți, Iov nu făcea asta odată în viață. Cum se duceau fiii lui și aveau o petrecere cu alți tineri, că nu-i putea opri, n-ai cum să-i oprești, că asta e vârsta tinereții. E bine să ai grijă să aibă întâlniri cu copii de treabă și într-un mediu unde cât de cât pot fi controlați și supravegheați, dar să-i ții acasă, nu merge, că ai uitat cum a fost când erai tânăr. Tânărul-i tânăr, bătrânul-i bătrân și fiecare vârstă are gustul ei și are practica ei. Ei bine, dar Iov, când se întorceau copiii ăștia acasă, el se gândea ca un om care a trecut pe acolo, un om cu experiență, un om cu scaun la cap, permiteți-mi expresia, se gândea în felul următor: măi, eu știu că copiii ăștia, ba o glumă, ba o vorbă, ba o atitudine, ba un gest, ăștia s-au întinat, sunt copiii mei, eu aduc o jertfă pentru fiecare. Biblia spune, așa avea obicei să fac. Nu făcea o dată la an, de obicei făcea asta, era obiceiul lui ca tată. Să-și sfințească copiii. Ce obicei înălțător. E bine să avem copii atât de cuminți, încât să nu trebuiască să avem noi obiceiul să-i sfințim. Adică să participăm la sfințirea lor, că nu-i putem sfinți noi. Dar cel mai bun copil din adunare, atunci când îl compar cu mintea unui bătrân, care e foarte prudent, că a trecut în viață și s-a lovit cu capul de multe, trebuie să acceptăm că nu le face pe toate. E mai imprudent, e mai grăbit, ia viața ușor, îi se pare că toți pot fi prietenii lui și așa mai departe. Ei, ca bătrân, trecând pe aici, ai spus, mă, tată, mă, viața nu e așa. Și el spune, aveți de treabă, lasă că prea mă crezi nepriceput. Lasă-mă, domnule, să mă conving singur. Și e nevoie să-l chem și să aduci o ardere de tot. Trebuie să ai obiceiul ăsta. Că ce să-i faci, al tău, bun, rău, e al tău. Sunt obiceiuri morale. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei, spunea Pavel. Iată, dar există obiceiul de a te certa. Adică, dacă eu nu mă înțeleg cu fratele Petru într-o problemă obișnuită, cine știe ce? Eu cred una, el crede una. Sau el crede alta. Dintr-o dată ne certăm. De ce? N-avem capacitatea să stăm amândoi unul lângă altul și să spun așa, mă, frate Petru, ascultă argumentele mele și apoi te ascult și eu argumentele tale. Haideți să ne comportăm ca doi oameni care gândim. Uite, îți dau 5 minute, prezintă-mi argumentele tale. Dom'le, noi nu știm să vorbim așa. Noi o luăm personal și băi, pe bine, băi, Petru, bă, tu întotdeauna crezi că ești deștept. Și el spune, păi, întotdeauna tu crezi că ești deștept. Și iată, dar, pentru că nu știm să vorbim și nu știm să abordăm situația ca niște oameni mari, ajungem la ceartă. Pavel spune, noi n-avem obiceiul ăsta. Noi nu ne rezolvăm problemele certându-ne. Noi ne rezolvăm problemele găsind soluții. Cearta nu e o soluție. Când te cerți cu cineva, nu e o soluție, că cu omul ăla ori de câte ori te întâlnești, o să fie complicat. Soluția e soluție la problemă, nu cearta. Pavel spune, noi n-avem obiceiul ăsta. Ei, noi știm că unii dintre oamenii care vin la biserică au astfel de obiceiuri. Cât de mare ar fi nevoia ca oamenii aceștia să se uite și să spună, Doamne, iartă-mă, obiceiul ăsta te deranjează pe tine, produce conflict în biserică, sau alții cu alt obicei, și alții cu alt obicei, și alții cu alt obicei. Dar vedeți, există riscul să privim la predică, să găsim defectele, critici, și când se dă predicatorul jos, să ne strângem 3-4 și să spunem, păi, a zis aia, a zis aia, a zis aia. În loc să ne gândim la ce a spus Domnul, că așa ne-am rugat la început, Doamne, vorbește-ne! Frați și surori, câteodată suntem pe un drum greșit. Și dacă nici măcar nu vedem lucrul ăsta, cu adevărat greșit e drumul. Sunt obiceiuri firești? Să nu părăsim adunarea cum au unii obicei. Ăsta e un obicei firesc. Vă pun o întrebare. Dacă unul dintre dumneavoastră care sunteți soți, vă certați cu soția, unde vă culcați la noapte? Poate că întrebarea asta e puțin așa.
dar permiteți-mi să vă pun, unde vă culcați? Acum, hai să fim sinceri, când ne certăm cu nevasta, ne-am urcat în mașină și ne ducem în Colorado și dormim acolo? Băi, frații noștri, e familia noastră, omul se mai ceartă, se mai împacă, mai există un schimb de opinii, soția vrea așa, tu vrei așa, într-o viață de om mai există un pic de discuție. Dar acum nu înseamnă că mă duc să mă culc la vecini. Ei, Scriptura spune, noi nu părăsim adunarea, nu umblăm de colo până colo. Eu știu că pot fi acum calificat drept unul care, nu știu cui vreau să vorbesc, fraților, nu vreau să vorbesc nimănui în mod personal, dar vreau să spun că ăsta e un obicei pe care această carte, pe care toți venim cu ea în subțioară, vorbește împotriva lui. Ăsta e un obicei dăunător. Indiferent cum e compania în care lucrez, acolo mă duc. Indiferent cum e familia mea, poate odată nu mă înțeleg, poate odată am o problemă, acolo mă duc. Indiferent cum e biserica mea, mă duc acolo și mă așez sub povară și mă rog și eu cu ăștia. Și pun și eu ce pot și fac și eu ce pot să meargă bine. E o soluție așa să umblăm de acolo până acolo? Mă, oameni buni, astea nu sunt obiceiuri sănătoase. Frații mei dragi, nu sunt obiceiuri sănătoase. Dacă noi suntem o familie, aici murim împreună. Vă mai aduceți aminte de moșul ăla când a vrut să urce pe vapor și nu l-a lăsat ofițerul când s-a scufundat Titanicul? Sunt obiceiuri idolatre, sunt obiceiuri sataniste. În sfârșit, vreau să închei asta pentru că vreau să mai spun două lucruri și închei. Vreau să vorbesc puțin despre importanța obiceiurilor. În al șaptelea rând despre importanța obiceiurilor. Am vorbit în al șaselea rând despre puterea obiceiurilor. Adică atunci când îți fixezi un obicei, greu mai scapi de el. De aceea ai grijă ce faci de 30 de ori una după alta. Deci importanța obiceiurilor. Obiceiurile unui om spun cât de pocăit e omul. Obiceiurile unui om spun care sunt valorile lui, prioritățile lui și care-i scopul lui în viață. Iertați-mă, dacă el are obicei să bea, să fumeze, să înjure, întreb eu, cât de pocăit e ăsta? Păi pocăi că vine la biserică. Acum pot să dau exemple, multe lucruri care vin la biserică. Asta nu înseamnă că sunt pocăite. Și ăia care verifică liftul vin la biserică. Importanța obiceiurilor. Obiceiurile noastre, în primul rând, reflectă spiritualitatea noastră. Când te uiți la un om și trăiești cu el puțin, în calitate de coleg, de vecin, colaborator într-o lucrare, începi, pentru că stai mai aproape de el mai mult timp, începi să-i cunoști obiceiurile. Și vezi care are obiceiul să facă una, când se enervează, când își dă cu ciocanul peste mână, ce are obicei, ce obicei are să... ce spune, care e obiceiul lui? N-aveți de unde să știți decât atunci când își dă cu ciocanul peste mână. Așa că așteptați-l, că trebuie să-și dea odată. Odată și odată trebuie să-și dea. Că așa e omul. Obiceiurile unui om reflectă spiritualitatea lui, dar nu în momente de normalitate, că în momente de normalitate obiceiurile sunt bune. Adevăratele obiceiuri, adevăratul caracter al unui om se vede în momente de criză, nu de normalitate. Ca așa din senin, ce-ar fi să mă iau eu de fratele Cladovan? Asta înseamnă că Doamne ferește. Dar cum mă comport în situații de criză, când el mă nedreptățește? Sau eu îl nedreptățesc pe el? Cum se comportă el față de mine? Este simplu să respecti un om când n-ai motive să nu-l respecti. Întrebarea următoarea, îl mai respecti când ai motive să nu-l respecti? Adică îi dai respectul când nu-l merită? Când îl merită, ar fi prea de tot să nu-l dai, că ești dator. Obiceiurile noastre reflectă spiritualitatea noastră. Un creștin nu poate fi decât ca și Dumnezeul pe care îl urmează. Mântuitorul a fost spiritual deoarece obiceiurile lui au fost spirituale. Aduceți-vă aminte, la vârsta de 12 ani în templu și mai apoi tot timpul se ducea în templu. A fost un obicei al lui Iisus să se ducă în templu. Sunt astăzi oameni care sunt pocăiți acasă? Și dumneavoastră știți ca și mine că sunt. Cât de pocăiți sunt? Iisus de ce n-a fost pocăit acasă? Să fi stat pe... Un instrument de la de-a lui taică-s-o cu care tăia lemne acolo. Să fi stat acolo, să fi fost pocăit. Spuneți dumneavoastră, mai era el mântuitorul dacă făcea așa? Iisus a avut obiceiul să se roage. Scripturile spun lucrul acesta. A avut obiceiul să se roage. Hristos a avut obiceiul să citească din Scripturi. Biblia spune în Luca 4 cu 18, cu 16, a venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul lui s-a dus la sinagogă și după obiceiul lui s-a ridicat în sinagogă și a citit din Scriptură.
frați și surori, observați ce obiceiuri a avut Iisus. Și noi spunem că îl urmăm pe El. Păi cum îl urmăm pe El dacă obiceiurile noastre sunt diferite? Imaginați-vă un tată din biserică. Ce îi spune lui fiul lui când greșește? Băi, tu m-ai văzut mă vreodată pe mine făcând așa? Dacă îl prinde cu țigarea, să zicem că are un puștan de ăsta de vreo 15-16 ani care plin de aere. Și la școală, nu știu cine îl învață și bagă o țigărușă în buzunar. Ce îi spune taică-s-o când îl prinde? Ia vină cu acema. Mă, tu m-ai văzut pe mine vreodată cu țigarea în gură? Și băiatul spune nu. Și atunci tu de ce fumezi, mă, dacă eu nu ți-am dat niciodată exemplu ăsta? Vedeți ce metodă folosește tatăl? Îi spune următorul lucru. Dacă ești copilul meu, de ce ești diferit de mine? Pe mine nu m-ai văzut fumând, tu de ce fumezi? Exact același lucru ne întreabă pe noi Iisus. Dacă pretindeți că mă urmați, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți voia tatălui meu? Eu n-am fumat, nici voi nu fumați. Eu n-am consumat alcool, nici voi nu consumați alcool. Și așa mai departe. Vedeți, nu poți să-L urmezi pe Domnul și să te comporți altfel decât s-a comportat El. Dacă tot te-ai apucat să-L urmezi pe Domnul, studiază-L, vezi ce obiceiuri a avut și încearcă în timp să te lași de obiceiurile care nu le-a avut El și să implementezi obiceiurile pe care El le-a avut. Al doilea lucru, obiceiurile exprimă nu doar spiritualitatea noastră, exprimă și moralitatea noastră. Deseori simt nevoia să specific următorul lucru, frați și surori, nu încurcați spiritualitatea, moralitatea și slujirea. Acestea trei lucruri sunt absolut diferite. Spiritualitate înseamnă relația unui om cu Dumnezeu, relație spirituală cu Dumnezeu. Se exprimă prin post, rugăciune și citirea Bibliei. Asta înseamnă cât e un om de spiritual. Moralitate nu mai este relația pe verticală cu Dumnezeu, ci e relația pe orizontală cu omul. Cât respect, câtă omenie, câtă cinste îi dau eu unui om. Sunt drept cu el, sunt cinstit cu el, sunt omenos cu el. Asta e moralitate pe orizontală, relația cu oamenii. Slujirea e cât de mult faci pentru Dumnezeu. Ei, sigur că aceste trei lucruri se leagă, dar pentru înțelegerea noastră, abordându-le separat ca să le pricepem, ele sunt diferite. Obiceiurile reflectă spiritualitatea și reflectă moralitatea. Un creștin nu poate fi mai bun decât obiceiurile care le are. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus, e pus în situația să plătească impozit pentru templu. Așa cum avem noi de plătit cotizația la biserică. Că trebuie să supraviețuiască dita mai clădirea asta și proiectele care le avem. Trebuie să strângem 55-60 de mii pe lună de dolari. Asta este o sumă foarte mare. Ei, au venit oamenii care strângeau impozitele la ucenici și a spus așa, băi, neprihănitul ăsta al vostru de învățător, plătește impozit sau nu? Și ucenicii n-au știut ce să spună. Și se duc la Domnul și întreabă, Doamne, uite ce ne întreabă ăștia care strâng impozitele, au venit la ușă. Întreabă, noi plătim impozit? Este extraordinar răspunsul Domnului. Domnul spune, da, plătim impozit. Doamne, Tu ești mântuitor, Tu te ocupi de problemele universului, Tu stai în drum de un obicei așa de mic, nimic nu-i mic atunci când trebuie făcut. Domnul și-a plătit impozitul. Aduceți-vă aminte că a folosit o metodă supranaturală, dar a vrut să fie curat și în lucrurile mari și în lucrurile mici, că păcatele nu-s mari sau mici, răutatea nu-i mare sau mică, ambiția nesănătoasă nu-i mare sau mică. Hristos și-a plătit cotizația pentru templu. Obiceiurile reprezintă mărturia noastră. Întrebarea era, ce înseamnă obiceiul acesta că vă văd pe voi, mărturia voastră văd asta? Aduceți-vă aminte de ucenicii pe drumul Emausului, când l-au cunoscut pe Domnul, când mărturia Domnului s-a manifestat frângând pâinea. Ei au spus, oh! Noi știm cine are obiceiul ăsta. Mărturia asta e a lui Iisus, ăsta trebuie să fie Iisus. Cineva spunea că un tată era cu fiul lui lângă el și încerca să-l învețe secretele vieții și spunea, fiule, auzi un zgomot? Undeva pe un drum mai departe se auzea o căruță trasă de cai, zgomotul la o căruță. Și îl întreabă, fiule, ce-i zgomotul ăsta? Și băiatul răspunde, tati, din câte înțeleg, e o căruță. Și tatăl întreabă, mă, tu ce părere ai, goală sau e plină? Și copilul spune, tată, să mă ierți acum, n-am de unde să știu dacă e goală sau plină, că nu văd până acolo. Și tatăl îi spune, fiule, e goală. Și băiatul întreabă, dar tu de unde știi că e goală? Și taică să îi răspunde, e simplu, tati, face prea multă gălăgie, căruța goală, sar scândurile pe ea, că e goală, țopă-i așa și face multă gălăgie. Dacă era plină, nu mai făcea așa multă gălăgie. Mărturia
pune în valoare obiceiurile noastre. Adică obiceiurile noastre au o mărturie bună sau rea. Oamenii se uită la noi. Se uită la lucrurile pe care nu neapărat că am alunecat, le-am făcut odată în viață, ci e vorba despre un obicei. Este ca și la armată. Stup, drept, stup, drept. Are o cadență în viața noastră. Apoi, obiceiurile întăresc slujirea noastră. Însă aș vrea să închei cu următorul gând. E normal să încheiem cu gândul acesta, pentru că altfel n-am face decât să spunem la o persoană, ai cancer, dar nu-i spunem nimic ce să facă să scape de cancer. Domnul Iisus nu-și bate joc de oameni identificând slăbiciunile lor, păcatele lor și neputința lor de a se ridica la nivelul sfințeniei sale. El le spune, voi sunteți păcătoși, dar le oferă și soluția pentru păcatul lor. De aceea este cinstit să încheiem cu acest gând. Care este în al optilea rând perspectiva schimbării obiceiurilor? Ce trebuie să facă un om pentru a-și schimba obiceiurile rele? Există soluție? Există speranță? Fiecare om trebuie să accepte care și obiceiuri rele în viață. Repetarea unui obicei este o mare, în mare măsură o acțiune inconștientă. Însă schimbarea unui obicei este o acțiune conștientă. Încă o dată, repetarea unui obicei este aproape inconștient, dar schimbarea obiceiului trebuie să fie ceva foarte conștient. Obiceiurile unui om sunt elementele care formează caracterul, motiv pentru care ele se pretează la schimbare. Caracterul se schimbă în viață, temperamentul nu se schimbă. Așa că aș vrea să spun repede, scurt, câteva elemente care toate, unul lângă altul, ajută o persoană care aude predica aceasta să schimbe obiceiurile rele. Niciunul dintre lucrurile pe care le spun singur nu poate să ajute, dar pus unul lângă altul, toate, ele oferă o soluție reală. Primul lucru pe care îl sugerează Biblia ca o perspectivă a schimbării unui obicei rău este următorul. Acceptă că ai un obicei rău. Niciun om nu-și va schimba un obicei dacă nu-l crede rău. Dumneavoastră știți persoane care au fumat fiind nepocăiți, necredincioși. Și dacă i-ai spus, măi, lasă-te de țigări, el a zis, ce bă, ce ai tu cu banii mei și cu viața mea? Ce, vreau, dacă vreau fumez o țigare pe zi, dacă vreau fumez două pachete pe zi. Și n-ai putut să-l convingi să se lase. La un moment dat în viață l-a cercetat Evanghelia. S-a pocăit și în clipa aceea el a înțeles că are un obicei rău. Când a înțeles că obiceiul e rău, l-a și părăsit. Dar până să vadă că e rău, îl ținea în brațe și îl și plătea cu frost $10-15 pe zi, cât costă un pachet de țigări, că nu mă pricep. Vedeți, nimeni nu se poate lăsa de un obicei până când devine convins că e un obicei rău. Dacă eu am obiceiul să-l jignesc pe Viorel și eu nu știu că e un obicei rău, eu îl voi jigni mereu, că mi se pare normal. Degeaba Viorel se simte jignit și în mintea lui spune, bă, dar ăsta n-are niciun pic de bun simț de omenie, ori de câte ori mă întâlnesc cu el, poc peste mine. Dar dacă eu odată mă luminez și văd că am greșit față de Viorel, atunci spun, bă, e om mare, mă, bă, ce rușine mie, îmi e rușine să dau ochii cu omul acela. Iată, dar eu am înțeles că obiceiul meu e rău. Frați și surori, nu așteptați nici dumneavoastră, nici copiii dumneavoastră, nici membrii din biserică să schimbe un obicei dăunător până când Dumnezeu nu-i va convinge că obiceiul acela e rău și trebuie schimbat. Nimeni nu schimbă un obicei bun. Trebuie să fie sigur că obiceiul acela e rău. 2. Schimbarea nu se face doar prin conștientizarea greșelii obiceiului. Schimbarea se face prin rugăciune. Însă acest concept trebuie bine înțeles, pentru că eu am văzut că există multă confuzie aici. Uitați ce vreau să spun. Vreau să spun că atunci când accepți că ai un obicei greșit și vrei să te rogi ca să se schimbe, există posibilitatea să te rogi greșit și există posibilitatea să te rogi corect. Cum înseamnă să te rogi greșit și cum înseamnă să te rogi corect? Mai întâi, cum înseamnă să te rogi greșit? Doamne, schimbă-mă! Și te duci din nou de unde ai venit. Un obicei nu se schimbă spunând, Doamne, schimbă-mă și la urmă iar pleci.
Nu se spune, Doamne, schimbă-mă, se spune, Doamne, ajută-mă să mă schimb. Cum credeți dumneavoastră că dacă eu fumez, am obiceiul să fumez? Imaginați-vă o persoană care are obiceiul să fumeze. Credeți că spune, Doamne, schimbă-mă și gata, și aruncă țigările și nu mai are chef? Da, de unde? Spune, Doamne, te rog în numele Domnului, dă-mi puterea necesară ca să renunț la țigări. Și își bagă în cap că Dumnezeu este cu el și nu-și mai cumpără țigări, se concentrează la renunțarea de țigări, tot timpul stă departe de oamenii care fumează ca să nu mai existe stimulul, mirosul, văzul, ca și el să-i vină pofta, și el se lasă de țigări, dar prin puterea lui Dumnezeu. E ușor să aruncăm în spatele lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă, și tu nu faci nimic. Frați și surori, trebuie să ne rugăm așa cum ne învață Scriptura, nu așa cum e ușor și cum ne place nouă. Că așa ne rugăm de o viață. În al treilea rând, sunt schimbări normale. Numesc schimbare normală atunci când un om schimbă un obicei cu un altul pentru care găsește o motivație mai puternică. Niciun om nu se poate lăsa de un obicei dacă nu e motivat mai puternic de noul obicei decât de vechiul obicei. Adică, persoana care fumează trebuie să gândească logic și să spună așa: mie îmi place să fumez, dar dacă mai fumez, nu merg în cer. Eu trebuie acum să stau să mă gândesc, vreau să merg în cer sau nu? Vreau. Ok, atunci trebuie să renunț la țigări. Puneți în minte că nu intri în cer. Puneți în minte chestia asta. Nu spui, lasă, Doamne, că nu scrie în Biblie să nu fumez. Că dacă pui problema așa, o să mori cu pachetul de țigări în buzunar. Încolțește păcatul, încolțește-l. Ia-l din toate părțile. Bagă-l la colț. Ia-i aerul. Nu găsi justificări pentru păcatul care îl faci, pentru obiceiul pe care îl practici. Că dacă singur te autojustifici, nu te vei lăsa în veac de el. În al patrulea rând, schimbări impuse. Atunci când Dumnezeu te împinge într-o experiență dureroasă, să zicem, să rămânem la obiceiul cu fumătorul, doctorul îi spune, în urma unei radiografii la plămâni, îți mai dau 2 ani și te cureți. Mi-aduc aminte de bunicul meu care m-a crescut. Ăsta a fost un fumător înrăit. Avea unghiile galbene, tot timpul, dacă mi-l imaginez acum, mi-l imaginez cu un țigaret, știți ce e la țigaret? E o țevușcă așa din lemn în care băga țigarea, nici nu știu de ce o băga în țigaretul ăla. O chestie așa, o țeavă în care băga țigarea și trăgea de aici din partea asta la alta, țigara era în țeava aia. Așa era în vremea lui, tot timpul venea cu țigaretul ăla că îl scutură de nicotina aia. Asta a fost un fumător înrăit, când n-avea, făcea cu ziar. S-a dus odată la doctor că tușea. Și doctorul i-a spus, domnul Minea, în 2 săptămâni te cureți. Știți ce a făcut domnul Minea? A mai trăit 6 ani, dar țigare în gura lui n-a mai băgat. Atât de mult a iubit viața încât nu i-a mai trebuit. L-a speriat doctorul. E, când treci printr-o împrejurare și te sperie viața, te lecuiești? Dar dacă toate aceste lucruri le iei, ele au o putere mare. Nu lua câte unul, ci toate aceste lucruri, pune-le unul lângă altul. Și să vezi ce putere ai să te schimbi. 5. Schimbări organizate. Ține minte, de 30 de ori dacă repeți un lucru devine obicei. De 30 de ori dacă te înfrânezi să nu faci un lucru care aveai obicei să-l faci, se desface obiceiul. Străduiește-te de 30 de ori când îți vine să fumezi, să nu mai fumezi. Și o să vezi că după 30 de ori, puterea tentației este mai mică. Pentru că nu uitați, pe sistemul nervos din creier se bătătorește un drum al fumatului. Când drumul ăsta se acopere cu iarbă, că nu mai trece nimeni pe el, nu mai are putere. Vă dau un exemplu din viața biologică. Sunt oameni care spun așa, domne, am o senzație de foame uriașă. Știți cu ce este direct proporțională senzația de foame? Cu volumul stomacului. Păi mă veți întreba, ce unul are stomacul mai mare și unul mai mic? Da, nu știați? Stomacul e flexibil. El se face și mare, se face și mic. Dacă ai obiceiul să mănânci mai mult o perioadă de timp, stomacul se mărește și senzația de foame e direct proporțională cu mărimea stomacului. Dacă intri într-o perioadă de diet, de dietă, și mănânci puținel, stomacul se strânge. El se face după caz, se strânge. Și senzația de foame e mult mai mică, e direct proporțională cu mărimea lui. Ei, așa este și tendința spre păcat. Dacă tot faci păcatul ăla des, e o uriașă putere de tentație să repeți obiceiul. Dacă îl faci mai rar și mai rar și mai rar, îi se ia aerul și nu mai are mare putere tentația. Schimbări echilibrate.
Atunci când vă propuneți o schimbare, frați și surori, propuneți-vă schimbări echilibrate. De pildă, dacă nu te-ai rugat deloc într-o zi, decât la biserică, și în seara asta spui, ok, îmi schimb obiceiul, și zici, Doamne ajută-mă, mâine dimineață mă rog 3 ore, și poi de acum încolo mă rog 3 ore pe zi. Păi nu poți să sări de la nimic la 3 ore. Îți propui să faci un lucru care nu-i viabil. Spune, mă rog, 5 minute în fiecare zi, fă așa 2-3 săptămâni. După 2-3 săptămâni spune, mă rog, 15 minute și fă așa o lună, două. Nu trece drept la 3 zile, la 3 ore, că știi ce se întâmplă? Poate că te rogi mâine 3 ore, dar te asigur că poimine nu te mai rogi o secundă, până aici ți-e de rugăciune, că nu ești obișnuit. E ca atunci când vrei să alergi. Dacă nu alergi de obicei când alergi o zi, a doua zi vrei să te dai jos din pat și strimură picioarele așa, că nu ești obișnuit, faci febră. Șapte, schimbări pozitive. Schimbări pozitive înseamnă să elimini negația. Asta înseamnă că nu spui niciodată, nu mai mă uit la televizor. Creierul nu lucrează cu nu. Nu spui niciodată, eu nu mai mă uit la televizor. Dacă ai probleme cu televizorul și vrei să renunți la televizor, nu spune, nu mai mă uit la televizor, nu mai mă uit la televizor. Creierul nu pricepe nu. Negația el nu ține în seamă. Și el aude, mă uit la televizor. Trebuie să spui, de astăzi înainte mă hotărăsc să citesc o carte. Și ia-ți o carte care crezi că răspunde intereselor tale, dar să fie niște interese cu minți, și apucă-te și citește 2 ore. Timpul ăla care te uita la televizor, citește o carte bună. 2 ore. Ei, făcând lucrul acesta în timp, fără să-ți dai seama, obiceiul de a te uita la televizor slăbește. Asta se numește schimbare pozitivă. Sau schimbări ajutate. Asta înseamnă că îți găsești ajutor. Lângă întrerupător, pune o hârtie. Mâine, mă rog, 5 minute. Lângă trusa de bărbierit, pune o hârtie. Mâine, mă rog, 5 minute. Pe celular, puneți din oră în oră să-ți spună să facă bip și când te uiți, roagă-te 5 minute. Ajută-te tu pe tine, că n-are cine să te ajute. În felul acesta, Biblia spune, Duhul Sfânt îți aduce aminte. Fă-ți ajutoare din orice. Biblia spunea, scrie-ți pe frunte, scrie-ți pe mână. De ce pe mână? Pentru că tot timpul îți vezi mâna. Schimbări în parteneriat. Caută o persoană de încredere cu care să împărtășești obiceiul tău rău și spune-i să te ajute, să te sune odată la 2 zile, să te întrebe, hei, ce mai faci cu chestia aia? Sunt cu ochii pe tine. O persoană de mare încredere. Sau schimbări prin eliminarea stimulilor. Neastră știți că dacă un om fumează și vrea să se lase de țigări, e bine să nu se ducă într-o cameră unde se fumează, că ajungând la nasul lui mirosul de țigare, stimulul mirosului, îi mărește pofta și fumează. Sau unul care vrea să elimine grăsimile din casă. Dacă frigiderul e plin cu grăsime de bărbat sau de copii, săracul când îl deschide și vede, sau nu mai vrea să mănânce ciocolată. Și când deschizi sertarul, cade ciocolata peste tine. Păi nu te poți opri, că e acolo. Dar dacă nu mai e deloc în casă, e diferit. Elimină stimuli. Închei cu schimbările de mediu și apoi ne rugăm Domnului și invităm formațiile mai apoi să cânte. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, frați și surori, este schimbare de mediu. Am citit în Scriptură în această seară următorul lucru. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dragi copii, uitați-vă un pic la mine. Voi știți ce înseamnă tatăl vostru și mama voastră. Când voi ați venit pe lume, ei și-au făcut vise cu voi. V-au adus la binecuvântare la 1 lună și jumătate. V-au cumpărat tot ce au putut mai bine ca să vă faceți copii serioși. V-au dat la un instrument să învățați să cântați și au plătit bani pentru asta. Și ori de câte ori v-a fost rău noaptea, ei au fost acolo lângă voi și au plâns pentru voi, au râs cu voi, s-au jucat cu voi. Oamenii ăștia au trăit pentru voi. V-au învățat să vă rugați, să vorbiți frumos, să spuneți mulțumesc, poftim, nu, V-au învățat lucruri bune. Și dintr-o dată te-ai dus la școală și te-ai împrietenit cu niște huligani, cu niște derbedei, cu niște prost crescuți care n-au părinți. Și ăștia au spus, băi, catifea, ce mă comportamentul ăsta de fetiță la tine? Tu nu fumezi? Bă, ce fel de bărbat ești tu? Ia mă, ci una că nu-i foc. Și tu care ai fost crescut bine, ai avut obiceiuri bune, datorită tovărășiilor rele, ai început cu țigarea,
ai început cu pornografia, ai început cu prostii una după alta. Tu nu ești copil rău, dar tovărășiile rele în care ai intrat. Și spui, dar ce tată, ce rău e că e copil bun și el e om. Ce dacă e musulman? Ei, ce dacă nu e pocăit? Bă, copile, mă, păi tu nu știi, mă, drăguțule, cum e că tu acu intrași în lume, dar eu am albit în lumea asta. Eu știu ce face lumea. Întâmplarea cu care închei înainte să ne rugăm, am mai spus-o cu un an și ceva în urmă. Un om foarte bogat s-a dus într-un restaurant să mănânce. Patronul restaurantului, pentru distracție, să vină clienți mulți, avea un rățoi minune. Îl punea așa pe un lighean care era pus cu gura în jos, așa pe un bol care era pus cu gura în jos, din metal, și rățoiul a jucat, măi fraților, rățoi să joace? Și când l-a văzut acest om bogat, a spus, mie îmi trebuie chestia asta, cât vrei pe el? Și ăla a spus, 100.000 de dolari. Bă, frate, păi eu cumpăr 2 rățoi la un dolar. Cum? Păi da, frate, dar nu joacă. E, pentru că omul avea bani, a luat rățoiul. S-a dus el, avea el un cazinou sau nu știu ce acolo, a chemat multă lume, a pus un lighean cu gura în jos, cam de culoarea ligheanului din la restaurant, că numai rățoiul a luat și ligheanul, și a zis, rățoi, gata. Rățoiul, nimic, fraților, mac, nimic, n-a mișcat un picior. Ăsta și-a chemat avocatul și l-a sunat pe cel cu restaurantul. Te bag în pușcărie, rățoiul nu joacă. Și îl întreabă omul de la restaurant care i-a vândut rățoiul. Nu joacă deloc? Nu. Dar zice, ligheanul l-ai luat? Nu. Dar zice, trebuie ligheanul, am rățoiul. Și spune, mă, omule, uite, nu rățoiul e problema, ligheanul e problema. Știi de ce? Eu sub ligheana prindeam foc. Era o flacără acolo care ardea. Ligheanul se făcea fierbinte și îl ardea la tâlpă rățoi. Rățoiul n-are minte, nu știe să joace. Dar pentru că îl ardea, săracul trebuia să facă așa. Adică când se schimba, când pun picior până altul, să nu moară. Și rățoiul juca că n-avea încotro, dar el nu juca că-i deștept. Juca că îl punea ligheanul la treabă. Și acum omul și-a dat seama că a dat o grămadă de bani pe un rățoi obișnuit. La mijloc era trucul cu ligheanul. Uite cum stau lucrurile. Dacă tu joci cum îți spun prietenii, ligheanul din viața ta, dacă tu ai ajuns să faci prostii pentru că un ligian din viața ta te-a învățat să faci prostii, în seara aceasta soluția este următoarea. Dă-te jos de pe ligheanul acela și nu te mai întâlni niciodată cu el. Tu ești un copil bun în absența ligheanului. Știi cine te-a stricat pe tine? Ligheanul. Adică anturajul ăla, tovărășia aia rea, care aprinde foc sub picioarele tale și te pune să joci. Tu ești un copil bun, părinții tăi au investit în tine. Dumneavoastră sunteți oameni de treabă. Ați clădit o biserică care e o minune în tot penticostalismul românesc, din diaspora de peste tot. Ați făcut lucruri mari în 20 de ani de istorie a Bisericii Betania. Ați trecut prin furtuni și ați fost în stare să le depășiți cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar ligheanul ăla pe care stați este singura problemă. Eu vă sugerez cu toată dragostea și cu toată modestia de care sunt în stare, dați-vă jos după ligheanul. Nu mai lăsați pe nimeni să vă pună să jucați, că aia nu-i treabă. Frați și surori, nu mai lăsați pe nimeni să aprindă foc sub picioarele dumneavoastră. Stați cu picioarele pe pământ și lăsați slava lui Dumnezeu să vă conjoare. Și vreau să vă invit acum să ne rugăm Domnului. Dacă știi că ai un ligian sub picioare pe care ți-l pun prietenii și ligheanul acesta te pune să faci prostii și dumitale îți pare rău că faci și ție îți pare rău, nu vrei să mai faci asta, ceea ce trebuie să faci este să te dai jos după ligheanul ăsta și nu vei mai juca niciodată. Pentru că nu mai e nimic încins care să te stimuleze, să te ajute, să te oblige. Vei fi un om normal, cu obiceiuri normale. Vei avea un Dumnezeu pe care nu te prefaci că-L urmezi. Vei avea un Dumnezeu pe care-L urmezi de obicei și-L urmezi cu dragoste. Și îți vei găsi plăcerea să-L urmezi, că nu mai ai foc sub picioare. Păcatul nu te mai cheamă. Oamenii care ți-au stricat obiceiurile bune și te-au făcut un om cu obiceiuri murdare și pe deasupra mai practic și ipocrizia ca să te dai drept penticostal la biserică sau cine știe ce, baptist sau altceva. Eu îți vorbesc cu dragoste în această seară. Te rog frumos, care e ligheanul pe care stai? Dă-te jos în această seară după el și roagă-te Domnului să nu te mai urci niciodată acolo. Ține minte ce-ți spun, ori de câte ori te vei urca pe el, vei juca, că n-ai încotro, e încins, decât să mor mai bine joci. Nu te mai urca niciodată pe el. Dă-te jos pentru întotdeauna și urmează-l pe Domnul. Cinstește-l pe Domnul. Aș vrea să intrăm în rugăciune chiar acum cu toții.
și să ne rugăm sincer. Dacă ai un astfel de obicei, lasă-te de el că se întoarce Iisus. Nimic întinat nu va intra în cer, nimic spurcat, nimic care este zbârcit și șifonat, ci doar ce este întins, călcat cu grijă și purtat cu responsabilitate. Ești prea important ca să mergi în iad. Nu te lăsa prostit de nu știu cine și pus la cale de nu știu cine. Fii un om cu capul pe umeri. Caută neprihănirea. Dacă tot vrei să te pocăiești, fii un pocăit adevărat. Iar dacă tot nu-ți place pocăința, nu te mai minți singur. Eu îți vorbesc atât de direct pentru că îți vreau binele. E chemarea și responsabilitatea mea să fiu aici și să spun aceste cuvinte în numele Domnului. Ești un om ca mine. De ce să te duci în iad? Dumnezeu ne iubește pe amândoi. Te rog frumos, dă-te jos după Lighean. Acceptă că ligianul acela te-a învățat la prostii și sunt niște tovărășii rele care ți-a stricat obiceiurile bune, pentru care mama și tata n-au dormit nopți în șir ca să te învețe. Și uite-te unde ai ajuns. Și ai ajuns aici doar pentru că te-ai urcat pe ligianele lumii care te-au pus să joci când într-un fel, când în altul. Dragul meu, fă ce vrei. Eu mi-am făcut datoria, am riscat să-ți spun direct aceste cuvinte, pentru care alții mă condamnă. Dar aceasta e meseria mea, e chemarea mea, e slujba mea. O fac sau nu o fac. N-am nimic de câștigat și de pierdut dacă vrei să te dai sau nu jos după Lighean, dar este viitorul tău nu pentru 10 ani, veșnic în joc. Dă-te jos și pentru restul vieții trăiește lângă Iisus. Urmează-L pe Domnul. Vă invit să vă ridicați în picioare și împreună să intrăm în rugăciune. Să ne rugăm cu multă, cu multă, cu multă putere pentru noi și pentru casele noastre. Și mila Domnului să fie peste biserică. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.